faptul că primarul comunei Vrășinat a formulat o plângere. Pentru că multe din semnăturile respective sunt false, motiv pentru care parchetul ne-a solicitat și organele de cercetare penală ne-au solicitat predarea documentației în vederea verificării semnăturilor. Acum ce vreau să vă spun dumneavoastră este următorul lucru. Vom avea un procent, da, dintre cei care vor să inițieze acest referendum cu semnăturile aferente. Semnăturile pot fi făcute de o singură persoană sau de procentul prevăzut de lege. De aceea este foarte important ca acest demers de verificare a realității semnăturilor să ne releve nouă dacă aceasta este voința reală a comunității respective sau dacă este voința unui singur om sau unui grup de persoane. De aceea, în momentul de față, nu mă pot pronunța decât spunându-vă că până nu se pronunțe justiția, nu putem să ducem mai departe acest demers, pentru că acest 25% ca procent trebuie să reprezinte voința reală, subliniez voința reală a oamenilor respectivi și nu voința unor persoane care au falsificat semnăturile, presupusă falsificate, pentru că nu putem afirma cu certitudine acest lucru. Având în vedere plângerea penală dresată de către domnul primar al comunei Rășinat, în instanțe, parchetului, urmează ca parchetul să facă cercetările necesare și să ne conștientizeze. Aceasta este voința reală. Plângerea este neîntemeiată sau avem o problemă în comuna Rășinat cu un anumit număr de semnături falsificate care, dacă sunt peste procent și avem procentul deplinit, urmează să trecem la etapa următoare, dar dacă scade sub procentul prevăzut de lege, atunci trebuie să oprim procesul acesta și să respingem cererea formulată în consecință. Dar până nu se soluționează, știți foarte bine că totdeauna penalul ține loc, civilul penalul ne ține în loc și nu putem până instanța nu se va pronunța, în cazul care va fi o soluție de trimitere în trecată, să ne pronunțăm pe acest lucru. De aceea, trebuie să aveți în vedere această plângere penală și rolul cele de-a treia de stat a justiției. Mulțumesc!